Simpozionul prezent non-violent își propune să evidențieze efectele comportamentului violent, al absenteismului, dar și al abandonului școlar din regiunea sud-vest Oltenia. În cadrul simpozionului avem două secțiuni. O secțiune adresată elevilor care au participat cu lucrări, desene, filmulețe PowerPoint și clipuri video. Și astăzi vom avea premierea și o secțiune adresată profesorilor care s-au înscris cu lucrări, lucrări ce vor fi publicate. În cadrul simpozionului s-au înscris 98 de elevi cu lucrări la toate cele trei secțiuni și aproximativ 50 de profesori din 7 județe. Violența în școlile din județul nostru este, din păcate, prezentă, nu într-un mod îngrijorător. Am desfășurat studii în acest sens și am constatat anumite lucruri, însă trebuie să insistăm mult pe prevenire. Și pentru că cel mai bine este să implicăm copiii în activități extrașcolare, ne-am gândit să completăm acest simpozion cu un concurs, de asemenea regional, de desen, colaj, filmulețe și avem parteneri 7 unități, 7 centre județene de resurse și asistență educațională din regiunea sud-vest Oltenia. Simpozionul are ca grup țintă atât elevii cât și cadrele didactice. Adolescentul se culpabilizează foarte mult. Este vina mea, numai eu sunt de vină. Vă dați seama câtă frustrare își acumulează în timpul acesta. Orientarea plină de regrete față de trecut. La eveniment a fost prezentă și Felicia Mani, inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Olt, care a premiat la finalul simpozionului elevii care și-au expus lucrările. Problema violenței școlare, violenței în mediul școlar, este o mare problemă a educației din România și avem nevoie să ne adunăm forțele pentru a găsi o soluție. Salut inițiativa Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, OLT, pentru faptul că au reușit să facă acest simpozion și fiecare dintre consilierii școlari și nu numai au avut posibilitatea să împărtășească din experiența sau din lecturile profesionale pe care le-au avut în acest sens. Prima ediție a simpozionului prezent non-violent s-a desfășurat pe parcursul câtorva ore în cadrul Centrului Cultural Eugen Enescu din Slatina.